În cea mai mare parte a Europei, vremea se menține deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii decembrie. Doar în nord, temperaturile vor fi în scădere. În Regatul Unit, Norvegia, Suedia, Danemarca, Franța, Spania și Portugalia va ploua. În sudul Scandinaviei va ninge, iar în rest, vremea va fi plăcută. Vântul o să bată cu putere în zonele învecinate Mării Baltice, unde vor fi rafale de peste 65 de km la oră. La noi în țară, în această noapte, în nord-vest și în centru, se va lăsa ceață, dar vântul își pierde din putere și nu sunt anunțate precipitații. Temperaturile minime vor fi între minus 6, minus 4 grade la Miercurea Ciuc și 5-6 grade în dealurile de vest. Mâine vom avea o zi frumoasă, mai degrabă de toamnă, nu de iarnă. Temperaturile se mențin ridicate și vor fi între 6 și 13 grade. În prima parte a zilei, în zonele joase, va fi ceață. În București urmează încă 3 zile frumoase, cu maxime de până la 12-13 grade. Mâine și poi mâine de dimineață va fi ceață, iar începutul de weekend aduce atmosferă închisă. Dar, cum spuneam, temperatura va fi mult mai ridicată pentru această perioadă. Frumos va fi și la munte mâine, în stațiuni se anunță soare. În a doua parte a zilei, în zona înaltă a Carpaților Orientali, va fi vânt. La Timișoara, vremea va fi plăcută, iese soarele. Mâine, maxima va ajunge până pe la 12 grade, iar vineri și sâmbătă, chiar dacă temperatura mai scade un pic, rămâne cald pentru final de an. La Iași, vremea va fi asemănătoare cu cea de la Timișoara, temperaturi ridicate în următoarele 3 zile. 10 grade mâine, 11 vineri și tot 10 grade sâmbătă. La Cluj, un pic mai rece, dar vremea va fi plăcută. Nu sunt anunțate ploi, vor fi perioade pe parcursul zilei când va ieși soarele, iar maxima va atinge 7 grade. Tot în jur de 7 grade vor fi și vineri, iar sâmbătă temperatura scade până spre 5 grade.